cum ați venit la Biblioteca Județeană Iaba Sarabescu. Pe hol, când ați urcat, n-ați avut timp să vedeți, pentru că erați foarte grăbiți să ajungeți la etajul 2. Era efigia omului Iaba Sarabescu, cel care a dat numele acestei biblioteci. Biblioteca Județeană are aici sediu central, însă ea mai are încă două sedii. Sediu de pe Ștefan cel Mare, unde avem și sală de lectură, și unde doamnele de obicei lucrează cu copiii la Biblioteca pentru Copii, și sediu de pe șoseaua București, unde de asemenea e o secție de împrumut, unde când eram de vârsta voastră, eu mergeam foarte des. Voi aveți obiceiul să nu mai citiți. Noi citeam mai mult decât voi, voi aveți alte obiceiuri acum. Atunci când aveți chef să citiți, totuși, vă așteptăm împreună cu colegele noastre aici la Biblioteca Județeană. Avem un fond de carte extrem de mare, cel mai mare fond de carte din județ și din oraș. Și cu certitudine de la toamnă, când noul sediu al bibliotecii de pe Ștefan cel Mare va fi gata și va fi modernizat și va fi foarte primitor și va fi extrem de atractiv pentru voi, vă așteptăm și acolo să vă întâlniți cu doamnele care sunt foarte drăguțe, știu ce vreți voi să citiți și chiar înainte să vă dați seama, v-au și dat cărțile. Așa că... Da, vreau să vă întreb, voi sunteți înscriși, aveți fișe de lectură la bibliotecă? Da. Cine are mâna sus? Eu cunosc o parte din ei. Da. Cine nu are mâna sus? Deci am înțeles că voi citiți doar ce aveți acasă, nu? Sau ce vă cumpărați? Online. Ok. Am să vă dezamăgesc. Nu sunteți chiar așa de foarte buni pe online. Credeam că sunteți mai buni. Am știut despre voi că sunteți buni, că toată ziua stați pe tabletă, pe calculator, pe telefon. Însă, pe iPhone, dar aveți o problemă. Nu căutați pe tabletă, pe telefon sau calculator decât un joc, poate ceva ce v-a zis doamna, dar în rest nu prea sunteți niște oameni care să fie enciclopediști, să vreți să vă informați de adevăratele. Aveți o problemă de atitudine. Ceea ce, iată, noi am avut un concurs care se numea Cartea care îmi place și la care nu trebuia decât să bifați ce carte vă place, dintre cele pe care le citiseți, desigur. Noi am avut o prezență bună pentru ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, dar au fost doar 100 de copii, între care dintre voi nu prea ați fost. Da. Deci ați fost doar 2 din 34. Wow! Eu nu știu. Păi n-ați știut pentru că voi nu căutați, de fapt, pe internet decât ceea ce vă place. N-am să vă rețin foarte mult, am să vă spun că aici, la bibliotecă, este o adevărată comoară. O comoară secretă pe care nu poate descoperi decât cel care are răbdare. Și care are răbdare să desfacă coperta întâi, pagina întâi, pagina a doua și așa mai departe. În fiecare carte găsiți o comoară și comorile acestea pe care le puteți regăsi în cărți fac din cei care au citit de-a lungul timpului să fie, pe urmă, modele în viață. Eu am pregătit așa câteva mici scrisori, să nu le spun componeri, în care și-au imaginat școala de vis. Și ar vrea să citească, cred, la școală voiau. Am zis, bun, hai să vedem cum ar arăta oare școala, că tot este săptămâna școală altfel, cum ar arăta oare școala în viziunea voastră, cum v-ar plăcea să fie școală. Și să vedem, este ea așa cum este de astăzi. Eu vreau părere de băiat. Doamna, vreau părere de băiat. Da, Francescu. Bine, hai. Uite, știu. Bun, mă ascultăm și-o dată. Vă las pe toate, spuneți toți ce am de găsit eu până la casă. Da, școala mea de vis. Școala este locul în care ne petrecem o mare parte din timpul nostru. Mi-aș dori ca programul de învățare să nu fie atât de aglomerat. De asemenea, m-aș mai dori ca sălile de clasă să fie mai colorate, să emane mai multă veselie, iar în loc de tabla concretă să folosim o tablă electrică. Pe lângă materiile obișnuite pe care le avem la școală, mi-ar fi plăcut să existe și altfel de ore. Ore de magie, de dans, de fotografie, ore la care ar fi participat cu mult drag. În curtea școlii mi-ar fi plăcut să existe un parc care să nu fie doar un spațiu de agrement, ci o altă variantă de învățare pentru copii și profesori.
Astfel am învățat să avem mai mult respect pentru frumos și pentru natură. Școala de vis ar fi locul unde am putea să vorbim, să ne deschidem către cei din jur, așa cum suntem cu adevărat. O astfel de școală ar trebui să fie un spațiu în care copiii să-și elibereze mintea de griji, să învețe să dăruiască mai mult și timpul petrecut aici să fie ceva inedit. Școala de vis trebuie să fie a doua acasă după cea părintească, unde să venim cu drag și această perioadă să rămână pentru noi cea mai frumoasă perioada copilăriei noastre. Ai zis că ai vrea o școală unde să fiți mai veseli, mai deschiși, mai așa. Ce vă împiedică? Ați auzit vorba că omul sfințește locul? Da. Ei, se aplică și în cazul vostru. Deci dacă ați uitat să fiți răi, dacă ați învățat să zâmbiți, să râdeți, să glumiți, jumătate din ce ar spus Mihai ar deveni realitate. Iar pentru restul, mai lucrați puțin, da? Și mi-a plăcut ideea cu magia și cu... Deci chiar a fost super! Da! Cristi, domnul și tu? Dacă vrei, dacă nu vrei... Școala mea de vis este o școală divină, cu o formă și digitale, dar și digitală. Adică nu se joacă, teren pentru partier și fotbal, dar și educație. Cel mai bun profesor, o bibliotecă și o sală de evoluții artistice, vechi, științifice. Acesta este școala mea de vis. Spun ce nu obiect! Și Gabi? Bun, acum astăzi le-am dat prietate băieților. Locul în care ne petrecem o mare parte din viețile noastre. Dar e mai tare puțin și mai ras. Uite, Darius se plictisește. Locul în care ne petrecem o mare parte din viețile noastre este școala, iar ca procesul de învățare se reflectă în acesta trebuie să fie pe placul nostru. Școala în care aș învăța cu cea mai mare plăcere ar trebui să aibă neapărat multe laboratoare în care elevilor să le fie prezentate experimente interesante. De asemenea, sălile de clasă și coridoarele ar trebui să aibă culori vibrante sau să emane veselie, iar relația dintre profesor și ele să fie una de prietenie și respect. Acum nu este? Nu. Bun, toate cazuri. Nu este. Pe gen. Trecem și la fete sau hai să-l lăsăm și pe Alex, că pare a fi ultimul dintre băieți care vrea să vorbească. Nu, ultimul dintre băieți. Care vrea să ne fie care să vă urmă și la curatorii să și pe ca să vive din clasă și coridoarele, să aibă cuvânt de sensul care să emane veselie. Aș vrea ca pentru că disciplină obiunită să existe și ore de bune maniere și de dansă. În școala mea de vis există și locuri special amenajate pentru joacă. Orele de curs vor fi de 40 de minute, pauzele mici de 10 minute și cele mari de 15 minute. Iar atunci când se poate, unele ore precum scor sau dans vor fi practicate pe platoul școlii. Aș vrea să existe magazine în jurul școlii, iar în orele cornului cu lapte să avem înghețată. Îmi doresc ca școala să organizeze o competiție în care putem concura cu bicicletele. Aceasta este școala în care aș vrea să învăț. Acolo, fete. Avem și ore în care să mergem cu bicicleta, nu? Bun, și fetele, Maria. Și ore de magie, da. Asta a fost. Ore de scrimă. Școala mea de primă. Într-o dimineață plăcută de primăvară, am plecat împreună cu părinții mei la picnic. După ce am mâncat și m-am jucat printre florile, abia înflorite, mi-am luat o coadă de hârtie și un bilet din mașină și am început să așez câteva cuvinte, imaginându-mi cum ar arăta școala mea de vis. Ea se află în centrul orașului meu. Clădirea este bine consolidată și dispune de multe săli de clasă, laboratoare de specialitate, săli de dans și de gimnastică, bibliotecă și o curte spațioasă cu un teren mare de sport. Intrarea în școală este impresionantă, deoarece, de o parte și de alta, sunt mulți copaci înfloriți. Elevii care studiază aici au capacitate foarte bună și sunt interesați să învețe tot ceea ce este nou. Ei poartă uniforme, sunt foarte ordonați și disciplinați. Profesorii sunt foarte buni și comunică cu elevii într-un mod deosebit. Orele sunt interactive și sunt desfășurate cu multă seriozitate atât din partea profesorilor, cât și din
din partea elevilor. În fiecare săptămână, profesorii verifică capacitatea de cunoștințe a elevilor. În final, vreau să spun că așa arată școala mea în realitate, așa arată școala mea de vis. Recunoșteam ceva. Și din elementele descrise. Școala mea de vise derulează în mintea mea cu pereți de cristal, cu floricele în loc de scaune, cu tuturași în loc de bănci, cu inimpecabile și cu frumoasele doamne profesoare așezate la catedră. Ziua ar fi mai călduroasă cu așa atmosferă în sala de casă. La ora de matematică, cifrele ar fi tuturași ce zboară prin caietele noastre elevi. La cea de română, alfabetul ar fi un curcubeu. La geografie, planetele ar fi culori vii, împrăștiate pe borda cerească. La franceză, accentele ar sedi pe literele zburdanice. În timpul orei de engleză, toate cuvintele s-ar alnia și ar dansa de fericire. La istorie, scenele anumitor mute s-ar petrece în fața noastră, iar la biologie, plantele ar ne-ar zâmbi frumos în geam. Plantele ne-ar zâmbi frumos în geam. Așa îmi imaginez eu școala de vis. Asta mi-a plăcut. Ar fi o dată ai îndurat să stai pe o floricică. Tu ai zis că vrei ca scaunele să fie din o floricică. Ce ar fi? Nu ți-e mie. Ar fi așa o realitate virtuală. Doar le marcare de zis. Dar trebuie să nu uitați că voi puteți face din școala voastră o școală de vis. Asta, deci ceea ce spuneți voi este la nivel de dorință. Dar ce faceți ca să se întâmple asta? Ce faci ca să ai un scaun de floricică? Ce faci ca să ai o sală de dans? Ați cerut? Ați oferit? Ia gândiți-vă la ceva întreba asta, da? Doamna, avem sală de dans! Suntem la început, să vedem ce... sală de dans! Ce oferim? De magie! Ați cerut? A cerut cineva? Ca să vă primesc pe voi.
Dar voi nu mă iubiți și nu veniți la mine, nu? Nu pot. Nimeni nu mă contrazice. Mai am un pic și plâng. Mai am un pic și plâng. Dar școala altfel reprezintă un început, nu-i așa? Da. Adică... Voi aveți tot timpul, sunteți clasa a 5-a, mai aveți 7 ani. În 7 ani vreau să ne spunem pe nume. Da? 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 De la doamna bibliotecară până la doamna Ani. Sunt, uite, pe Ana, eu știu. Și eu mai bine. Și ea mai bine, dar cunosc o parte din voi, cunosc, dar eu așa sunt cunosc pe toți. Eu vă pot ajuta. Eu sper să fie deja o promisiune lansată de ei, mai bine. Vă zic că e ceva cu perioadă. Și special și de atunci când vă veți deschide și secția de împrumut, că poate mai bine.